stimați telespectatori, problema geniului se pune mai accentuat în Renaștere și în Romantism. Acesta este considerat un echivalent al lui Dumnezeu pe pământ prin inteligență și amplitudinea cunoștințelor sale. Este asemenea unei picături în care se răsfrânge cerul întreg. Viziunea lui Maiorescu privind geniul eminescian se revendică nu doar de la filozoful german Arthur Schopenhauer, respectiv din lucrarea sa Lumea ca voință și reprezentare, ci și din alte surse, după cum arăta profesorul Petru Ursache în cartea sa Titu Maiorescu, esteticianul. O particularitate distinctă a geniului este melancolia, arată criticul menționat. Aceasta o subliniază într-o scrisoare către sora sa, Emilia Maiorescu, unde abordează problema geniului din punct de vedere psihologic, mai degrabă a stărilor negative. Albastrul este culoarea melancolicilor, după cum i-a sugerat Goethe. Aristotel afirmase și el, după cum susține Cicero în lucrarea sa Tusculane, că toți oamenii de geniu sunt melancolici. Din acest unghi ar putea fi abordată și poezia lui Eminescu, Floarea albastră. Maiorescu însuși era vizitat de tenebre, de stări de melancolie. El se considera de o voință rece, dar în adâncul sufletului tulburat de stări iraționale pe care însă știa să și le gestioneze. De aceea, în jurnalul său, la începutul jurnalului său, Titu Maiorescu vine cu un citat din Giordano Bruno. Gânditorii plini de simțire, influențat de Giordano Bruno, gânditorii plini de simțire nu sunt nici când fericiți. Totuși, dintre ei, cel mai fericit este cel care în aparență este nefericit. Giordano Bruno este citat de Arthur Schopenhauer în Lumea ca voință și reprezentare prin aserțiunea in tristia hilaris, in hilaritate tristis. Este un lucru specific geniului care în tristețe este vesel, în sensul că este capabil să se ridice deasupra stărilor de suferință individuale prin gândirea sa ce cuprinde universalul și în același timp în veselie să fie trist pentru că vede sfârșitul oricărei bucurii pământești. Maiorescu se disociază însă de Arthur Schopenhauer ca și de Lombroso, la care nebunia este analogă genialității. De altfel, Schopenhauer spunea că geniul este asemănător, genialitatea este asemănătoare nebuniei prin faptul că vede lucrurile hipertrofiat. Maiorescu optează pentru o nebunie ca formă a decăderii omului, cum va spune mai târziu Tudor Vianu. O particularitate a geniului întâlnită la Eminescu este, după filozoful german Schopenhauer, capacitatea de cunoaștere intuitivă a ideilor eterne, platonice, nu in abstracto, așa cum poate să facă un om relativ inteligent. Ceea ce se arată chiar în ultimele două versuri din Luceafărul, ci eu în lumea mea mă simt nemuritor și rece. Nemuritor pentru că ideile acestea platonice sunt
netrecătoare, de fapt, planul ideatic al lumii. Intelectul este pus în slujba orientării în această lume, în astă lume, cum spunea Berdiaev, la omul obișnuit. O încercare, un soi de unealtă sau de armă în lupta pentru supraviețuire. La geniu, în schimb, intelectul nu este atât tulburat de voință, văzută de Schopenhauer ca instinct de conservare sau ca egoism, lucru care merită totuși niște adnotări. Omul obișnuit are două treimi egoism sau voință de a trăi și o treime capacitate de contemplare sau de reprezentare a lumii. În schimb, geniul are două treimi reprezentare, deci capacitate de a fi detașat, de a vedea lumea dincolo de interesul biologic și o treime egoism. În baza acelei treimi comune, acelea de a treia părți comune, cei doi, geniul și omul comun, se pot fi aflați în legătură. Geniul vede generalul în particular, spune filozoful german, pe când omul comun vede particularul în aspectele particulare. Geniul are în vedere esența lucrurilor, spune Schopenhauer. Și în felul acesta se justifică de ce demiurgul în dialogul cu Hiperion, care îi cere mortalitatea, perisabilitatea, moartea, schimbarea destinului din nemuritor în muritor. Cum spuneam, demiurgul acolo începe cu niște argumente tari, deci plecând de la esența celor doi, de la rațiuni tari, nu de la accidente. Iar aceasta face ca fidelitatea sau infidelitatea fetei de împărat din Luceafărul să fie menționată abia la sfârșit ca un ultim argument, un argument slab. Demiurgul recurge la esența nemuritoare a celor doi, a sa și a lui Hiperion. Chipul omului comun exprimă suferința dată de voință, pe când cea a geniului exprimă pace și liniște, acestea derivând din capacitatea sa de cunoaștere. Perceperea unilaterală a omului obișnuit se exprimă plastic în Luceafărul prin faptul că fiul, acel copil viclean de casă, Cătălin, o cuprinde pe fata de împărat într-un ungher de grabă, deci limitându-i cumva posibilitatea de cunoaștere, pe când Luceafărul o atrage către spații nemărginite, lângă fereastră, simbol al deschiderii, el strălucind pe mișcătoarele cărări. Geniul trăiește, potrivit filozofului german, în macrocosmos. De altfel și romanticul în privința timpului, cum spune George Călinescu, are în vedere începutul și sfârșitul, nu perioadele olimpice precum personajul clasic sau spiritul clasic. Preocuparea aceasta pentru macrocosmos se răstrânge în Luceafărul prin cele două metamorfoze, prima preponderent neptunică,
cea de-a doua, preponderent uranică. Schopenhauer consideră că geniul este un spectator în această lume. El privește din unghiul mort, nu al activismului, întregul spectacol al lumii, în timp ce omul obișnuit este asemenea unei marionete în acest angrenaj social. Eminescu arată în glosă, privitor ca la teatru, tu în lume să te închipui, joace unul și pe patru, totuși tu ghici vei chipul. De se plânge, de se ceartă, tu în colț petreci în tine și înțelegi din a lor artă ce e rău și ce e bine. În artă, geniul caută, lucrul în sine este obiectiv, pe când talentul caută interesul său. Lucru amendabil de Eminescu în scrisoarea a doua. Citez, noi avem în veacul nostru acel soi ciudat de barzi care încearcă prin poeme să devie cumularzi, închinând ale lor versuri la puternici și la cucoane, sunt cântați în cafenele și fac zgomot în saloane. Iar cărările vieții, fiind grele și înguste, ei încearcă să le treacă prin protecție de fuste, dedicând broșuri la dame, a căror bărbații speră că ajungând cândva miniștrii le-o deschide carieră. Alt atribut al geniului este singurătatea, dar aceasta nu cea cauzată de introvertirea egoistă din preocuparea de sine, ci de imposibilitatea de a găsi un prieten pe măsură. Geniul duce omenirea cu un pas înainte și de aceea îi se permite orice, chiar și când scopul său presupune crima, arată Schopenhauer un lucru întâlnit ulterior într-un articol al lui Raskolnikov, celebrul personaj din romanul Crimă și pedeapsă al lui Dostoievski. Asta nu înseamnă că orice criminal are ceva, o sămânță de genialitate. Opera geniului dă bucurie omului de rând prin cea de-a treia parte a reprezentării din structura sufletului său. Însă te gândești acea treime la câți dintre oameni există încât să se mai bucure astăzi nu de spectacole lamentabile care nu reprezintă specificul nostru național, nici valorile naționale. Aceste opere geniale dau posibilitatea omului de rând ca să se sustragă celor două treimi de voință egoismului care îl domină. Geniul, Schopenhauer spune că geniul nu poate să fie fericit, dar poate să facă fericiți pe ceilalți. Tocmai prin operele sale care îi ajută să se detașeze, să privească lumea fie și pentru o clipă panoramic. În cazul lui Eminescu, pe marginea manuscriselor de la Luceafărul, se știe că acesta avea notată afirmația geniul nu poate fi fericit, nici nu poate să facă fericiți pe alții. Iată, de fapt, este concepția lui Schopenhauer, viziunea lui Schopenhauer, numai că este dublată în nota sa de pesimism. Liviu Rusu, esteticianul român, Liviu Rusu, în cartea sa Eminescu și Schopenhauer, o carte pe care criticul Nicolae Manolescu o contesta ca valoare, de fapt o broșură, susținea că pesimismul poetului nostru național este moștenit dinspre mamă și amplificat prin lecturile din Schopenhauer.
De altfel, Schopenhauer este interesul pe plan filozofic al junimiștilor după ce Titu Maiorescu aduce un volum pe care îl traduce chiar el, se află în volumul 3 din opere complete Titu Maiorescu, anume Aforisme asupra înțelepciunii de viață ale filozofului german. Geniul depășește timpul, noi nu avem nici timp, nici loc și nu cunoaștem moarte, spune demiurgul lui Hiperion. Și în același timp, spiritul timpului, geniul depășește acel zeitgeist, termen consacrat de filozoful Hegel, deci spiritul timpului depășește moda, un termen pe care îl consacră Hegel, zeitgeist, dar de fapt acesta este întâlnit cu mult înainte în epistolele apostolului Pavel. Misoginismul lui Schopenhauer exclude asocierea femeii cu genialitatea, femeia fiind subiectivă, captivă, propriul ei interes minor. Lucru accentuat de fata de împărat din Luceafărul atunci când îi spune, deși vorbești pe înțeles, eu nu te pot pricepe. Deși cuvintele deci, sunt cunoscute în semnificația lor, referentul este necunoscut, respectiv nemurirea. Putem să vorbim despre nemurire, dar nu știm ce este ea, eventual o simțim, o intuim câteodată prin sufletul nostru care este nemuritor, deși are un început. Geniul prin detașare, prin gratuitate, spune Schopenhauer, are ceva copilăros. Goethe, citat de filozoful german, susținea că geniul e o pubertate reînnoită. Și aceasta pentru că este străin de sâmburele egoismului, care la Schopenhauer este sexualitatea, lipsă la copil, o idee pe care mai târziu Sigmund Freud o combate ca și știința de altfel. O altă idee naivă de la filozoful german este aceea că oamenii înalți nu sunt compatibili cu genialitatea pentru că sângele lor nu irigă creierul și prin urmare distanța dintre inimă și creier fiind mai mare și genialitatea ratează. Naivitatea specifică geniului, nu fiecare copil e un geniu la Schopenhauer și fiecare geniu e un copil, amintește de portretul pe care Maiorescu îl face în studiul său, Eminescu și poeziile lui, poetul lui nostru național, detașat de vanitatea de a fi publicat sau apreciat, el însuși refuzând acea medalie pe care în 1876 Carol I o va institui ca bene merenti celui care bine merită pentru a fi acordată oamenilor de știință sau literaților, artiștilor care se remarcă în domeniul lor. Desigur, geniul nu poate să fie cuprins, ceea ce încercăm aici este cumva să arătăm câteva repere esențiale care să ne justifice atunci când vorbim despre geniu, ca și despre Eminescu, geniul nostru și poetul nostru național. La revedere!